Un bărbat din Brașov a ajuns prin diferite mijloace, șef al Consiliului de Administrație al Urban Serv Botoșani. Când și-a dat seama că drumul Brașov-Botoșani este lung și după absența repetate de la întâlnirile cea Ion Sorici a renunțat la șefie. Luni, membrii Consiliului au luat cunoștință de demisie și și-au ales un nou președinte. Norocoasă este fica unui consilier județean, membru vechi PSD. Ieri a avut loc o ședință în care a fost ales un nou președinte al Consiliului de Administrație în persoana doamnei Jurgiu Mioara, administrator în Consiliul de Administrație, Urban Serv. Brașoveanul nu vrea să se detașeze complet de CEA-ul de la Urban Serv și va continua să încaseze lunar indemnizația de peste 1000 de lei. Cât despre decizii, le ia de la distanță. În regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație se prevede că în situația în care un membru al Consiliului de Administrație nu poate participa la o ședință, are două variante. Având în vedere ordinea de zi, să cu un coleg înscris, bineînțeles, să acordi votul pentru sau împotrivă sau obținere la un anumit punct de pe ordinea de zi sau, sau să participe sub forma să zic, sistemelor electronice, Skype sau alt sistem de genul ăsta, în direct la ședință de Consiliul de Administrație și să își expună punctul de vedere. Ion Sorici nu s-a mai deplasat de la Brașov la Botoșan la ultimele trei ședințe și a preferat să-și comunice deciziile online. Consiliul de administrație de la Urban Serv are cinci membri care câștigă lunar aproximativ 1200 de lei. Numirile în această structură se fac pe criterii politice, iar goana după funcții este acerbă.